Lucian Ionescu a fost uns ca șef al clubului sportiv Mușcel la sfârșitul săptămânii trecute. De atunci și până în prezent a sesizat o serie de lucruri ce trebuiau îmbunătățite referitor la imaginea bazei sportive. Astfel că a luat inițiativă și și-a început munca în cadrul clubului prin schimbarea lămpilor de la nocturna terenurilor sintetice. Un alt lucru ce l-a găsit în neregulă a fost lipsa steagurilor de la intrarea în complexul sportiv. Pompierii mușceleni au dat și ei o mână de ajutor și le-au procurat o scară ca să poată arbora tricolorul. Un alt obiectiv al noului director este reabilitarea pistei de atletism, care acum se află într-o stare deplorabilă, iar atleții sunt nevoiți să facă antrenamentele în jurul stadionului.